Rusia ar putea să atace în orice moment Ucraina. Este anunțul care dă fiori Europei și vine de la Casa Albă. Ucrainienii anunță și ei că Moscova a terminat pregătirile de război, iar soldații așteaptă doar un semn de la Vladimir Putin. După ce forțele marine din Rusia au confirmat că la începutul săptămânii au fost trimise nave cu trupe speciale în peninsula Crimea, o republică autonomă în cadrul Ucrainei, pentru o posibilă intervenție militară în zonă, teama s-a instalat și printre români. La nivel declarativ, Rusia susține în continuare că nu are de gând să atace Ucraina, dar în același timp își creează alibiuri pentru situația în care o va face. Cetățenii români au diverse ipoteze despre ce s-ar putea întâmpla la unul dintre cele mai fierbinți puncte de pe harta mondială. Putin vrea să-și mărească imperiul, să facă Rusia mare, care o dorea el. Altceva ce să vă spun. E teamă de un posibil război, că românii ar putea fi afectați? E teamă, dar ce să facem? Asta e soarta internațională. O părere foarte rea, pentru că noi o să fim în mijlocul focarului. Și nu e bine. Mai bine să nu se ajungă la război în Ucraina. Dar vă este teamă? Credeți că există posibilitatea să înceapă un război? Din toate vederile pe la televiziune, e posibil să înceapă. Că rușii nu se lasă... E un stat al lor și nu se lasă calcat. S-au pregătit pentru război. Acum așteaptă să declanșeze lupta. E o țărișoară lor, nu vreau să o vadă în Europa și nu avem ce să facem noi. Suntem, mai ales noi, România, suntem afectați în toate privințele, că totuși o să lasă și spre noi. Posibilitatea unui război la doi pași de țara noastră există, iar în acest context, președintele SUA, Joe Biden, a avut un mesaj extrem de important de transmis românilor. Acesta a dat asigurări că va întări prezența militară a Statelor Unite ale Americii în România și în Polonia, în cazul în care Rusia va face o mutare agresivă împotriva Ucrainei. Mai mult politică, nu va izbuni război niciodată. Pe care diplomatică vă se rezolva totul. Dar de ce credeți că și-a mutat Rusia trupele? Să se unifice. Vor să fie noua Rusie mare, era odată. În acest moment, Ucraina este practic înconjurată. Kremlinul și-a trimis soldați și în Belarus, iar ministrul ucrainean al apărării susține că Rusia are deja 120.000 de militari masați la 200 de kilometri de graniță, iar alți 1.400 pe o rază de 400 de kilometri. Asta deși experții militari spuneau că și jumătate dintre ei ar fi fost suficienți pentru a invada Ucraina. La graniță au ajuns în ultimele zile și sute de trenuri pline cu tancuri, sisteme de rachetă și alte elemente de tehnică militară.